pentru conținut extra abonați-vă la cele două canale din descriere. Secretele de la Palat, episodul 32. Bojong este declarat învingător de către Munno la prima din cele trei probe ale concursului, în urma căruia urmează să fie desemnat viitorul comandant Hwaran. A doua probă a concursului constă în găsirea celor trei înțelesuri reprezentative pentru numele regatului Shilla, care a fost ales de către regele Jinheung. Toți cei implicați, Yushin pe de o parte și Bojong de cealaltă parte, cunosc două din cele trei înțelesuri. Dar care să fie al treilea? Surprinsă de întrebarea adresată de către marele maestru participanților în proba a doua, Michelle este convinsă că Munno ascunde ceva cu această provocare. De aceea cere oamenilor săi să se asigure că nimeni nu va răspunde la această întrebare și îi impune lui Bojong să renunțe la probă. Doar Michelle cunoaște cea de-a treia semnificație a denumirii Shilla, dar aceasta dorește ca nimeni să nu afle. Are totuși convingerea că de Okeyman, cu inteligența și cu perspicacitatea sa, va descoperi răspunsul, dar în momentul în care va ști adevărul, va înțelege că este cu neputință să-l dezvăluie. Discutând cu Michelle, Munno acuză pe aceasta de fals în documente, cu ajutorul lui Sejong, în timpul rescrierii primului volum al istoriei naționale care a ars într-un incendiu, a ascuns cunoașterii maselor cel de-al treilea înțeles al numelui Shich. Michelle îi confirmă lui Munno că știe care este cel de-al treilea înțeles, dar că nu îl va spune niciodată. În căutarea răspunsului, Yushin observă că primul volum al istoriei naționale are ștampila diferită de celelalte. De Okeyman află de la tatăl său că cel care a scris prima oară istoria națională, nobilul Geokilbu, i-a trimis acestuia un bilet, înainte să moară. De la mama sa află că lordul Geokilbu, om de geniu, pe lângă multiplele talente dovedite, era maestru în caligrafierea miniaturală. Beidam începe să-i pună întrebări lui Munno despre părinții săi. Pentru a desluși misterul, De Okeyman se duce la templul unde lordul Geokilbu a conceput istoria națională. De Okeyman și Yushin sunt pe cale să descopere ceea ce Michelle încearcă să ascundă. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.